prima prezentare pe care am venit frumos. Pe mine din nou în scenă, dacă îmi dai voie. Avem o diplomă de merit și un buchet de flori pentru tine. Te așteaptă în culise. Și iată ce revenire în aplauzele copiilor acestea frumos și a oamenilor buni care sunt împreună cu noi. Mă bucur mult să te-am cunoscut. O vizită pe la teatru, să ies ca după aia să ies la aplauze. Mulțumesc! Și mulțumesc din tot și plăcut. Că am văzut în seara asta numai oameni frumoși aici. Așa să ne ajute Dumnezeu. Până atunci, la Teatrul Culandra, la Teatrul Metropolis și la Teatrul Stella Popescu. Am văzut că atunci la Teatrul Stella Popescu am două spectacole. Teatrul Stella Popescu este chiar în cadrul Palatului Copiilor și unde avem și un spectacol pentru adulți și un spectacol pentru copii, la care vă așteptăm. Venim cu drag! Mulțumim frumos! Din acel Dumnezeu Popescu, din acel mare plăcere, omul care merită să fie ținut minte și urmărit în toate spectacolele la căror distribuție se regăsește. Ce în lumea copilăriei, sunteți de acord? Au fost atâtea momente de introspecție, de emoție, de căutare. Sunt foarte bune și acestea. Cumva ne ajută să revenim spre noi, cumva ne ajută să înțelegem de ce, așa cum spunea un vers, pe care l-am citit la un moment dat Irina Cărămizaru Popescu, atât de mult înnotăm în fapte mărețe care nu duc spre nimic, încât poate clipele acestea pe care le așezăm sub cupola unei fapte bune ne pot ajuta să aflăm mai multe despre ceea ce suntem noi cu adevărat și ceea ce putem face doar noi atunci când ne dăruim energia altora. Spre copii, zic să pornim. Îi aștept lângă mine pe cei care alcătuiesc ansamblul Arabesc. V-am promis că revin pe scenă, că revin în fața dumneavoastră. Mare pregătire acolo undeva în spate, în culise. Până se adună copii, vreau să vă reamintesc că ansamblul este unul foarte cunoscut, că are povești importante de viață, povești care se regăsesc și în biografia multor artiști, așa că prin toți acești copii frumoși sunt convinsă că vom regăsi, printre acești copii frumoși, că vom regăsi peste ani artiști importanți ai României de care să fim mândri.